Perfect. Salutare la toată lumea, Ștefan de la Proiecte Diverse DIY. Că dacă tot a venit curentul, are și fata de o să-și tragă zeamă. Bă, că s-a mai liniștit, că avea 15 amperi mai devreme, cu 3,3. Da, mărime siguranță, 32 de amperi. Și tabloul făcut de băieții de la Ferească-ne Dumnezeu, de la firma care a montat ăsta, că nu știu de la ce firmă sunt. Ăsta o fi suplimentar, capacul ăsta jos, nu-mi dau seama. Ce vrea să zică poetul aici? Și ăla e un fel de n-ar mai fi. În fine. Noi am protejat-o cu ce trebuie. Diferențial de 63 de amperi. Acum o să are în cap așa de mare și un B32. E singurică. Să băgăm luminile. Astea devin în prelungitor. Dar mai durează. Avem 3 circuite de lumină aici. Adică tot subsol. Hai să dăm o tură și după aia ne apucăm de treabă. Dacă am ajuns la mansardă, primul fibaro e on. Bineînțeles că n-are nicio rețea. E on. Bineînțeles că mi-am luat toate înjurăturile din lume acum. Băieții montează prize. Ia să vă luați lanterne, mă, ce... Iute. Ideea e că spoturile nu sunt dimabile. Că eu vorbesc română și unii înțeleg altă limbă. Da. E dat drumul la tablou, avem tensiune și la asta de la mansardă. Unul singur a avut probleme. Un singur circuit, un distribuitor de jos, care bineînțeles că era lipită faza de profilul de rigips. În rest toate ok. Teste de izolație ok, altceva. Toate bune și frumoase. Uite, prizele așa arată. Nu sturate. Tot de la Fibaro. Prima comandă a venit cu tija aia de la belgeni. Dar arată super interesant. Finuțe așa, uite. E interesant. Spoturile sunt gata. Doar că trebuie date jos și schimbat becul, că nu sunt dimabile. Că de, dacă n-ascultăm. Eu nici nu l-am dat astea cu bec. GU10, l-am direct cu LED în el. Alea sunt un centimetru grosime toate. Alcool să fie. Și dracu face mașinăria asta. Și întrerupătoarele. Las-o jos, că măcar. Uite ce spotuleți. Deci când văd clemele astea, mi se ridică părul pe spate. Bineînțeles că vin și fără fir. Că de. Da. Superb.
altul. Astea merg? Nu. Tare on, off. Poți să-l dimezi, nebunii. O să ne lege în rețea și facem... facem o probă. A venit suportul de aluminiu pentru balustradă. Balustradă de sticlă, bineînțeles. Exact ce-mi place mie, 7000 de bormașini și de flexuri. Ce se vede aici? E una bucată lustră. Și sunt 3 la număr. După ele o să am luat niște cleme, încă n-au venit de la Vago, pe care o să le punem cu pini supraetajate, o intrare, 3 ieșiri. Și pe fiecare jucărie de asta vin 100 de becuri. Sunt 3. Da! Hai jos la lustră! Și pe fiecare de asta cam 100 de becuri pe fiecare. Și prins acolo sus. Deci avem un circuit 2,5 mm pătrați B16. Și aici să vedem ce zice The Impedance. Avem acolo 16, curbă B, 2,5, valoare, la siguranță. Trebuie să fie 16 și e 16. Enter, văzut. Așa, îi dăm să ocolească un picuț diferențialul ca să nu-l dea afară. Văzut, adică o să dureze mai mult. Suntem pe ZLPE, ne și spune că trebuie să fie mai mare curentul de scurt de 80 de amperi, altfel nu va funcționa protecția. Și hai să vedem ce zice mincinosul. Să vedem ce dracu instalație am făcut aici, e și clientul în cea foame. 500 de lei. 700 de amperi. Ce dracu, mă? Mai jos un pic. Așa, și între fază și nul. De data asta, la fel, 16 amperi, curbă B, 2,5, start, 654 de amperi. Așa trebuie să arate un circuit. Corectisim. Mergea și curbă C, domne. Uite, nici n-am zis într-un filmuleț în urmă de ce trebuie organizarea de șantier cu diferențial obligatoriu. Ia uite. Ia uite-l. Uite-l ce frumos. Mai bagă și până apă. Ia uite, al treilea. Și se duce sus. Da, foarte... Ia uite, și pe a patrule. Dar e, are mă vreun metru ăsta? Între? Deci pe ăsta trage-l până apă și vezi ce se întâmplă. Uite, și al cincelea bandaj, ca să fie. Lenea dracu, nu putea să-l desfacă de aici. Uite cât e de lung până în prelungitor. Și să-l pună în rolă. Aoleu, aoleu.